Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Amedeo Ene. Vă propun de la această oră aici la Realitatea Plus încă un subiect, am toată convingerea, dacă nu interesant, pentru că suferința nu poate să fie interesantă niciodată, în orice caz un subiect foarte important și care afectează pe foarte mulți oameni din jurul nostru. O chestiune care afectează viețile multor oameni. Vorbim despre depresie în următoarele aproape 50 de minute, doamnelor și domnilor, și am rugat-o pe doamna psiholog Karen Rosner să vină să dezbatem această problemă. Doamna psiholog, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Să lămurim lucrurile din start. Depresia este o boală, o afecțiune de ordin psihic sau e o stare, să spunem, de tulburare a sufletului, a psihicului? Cum trebuie să privim această depresie? Depresia este o maladie mentală. O maladie mentală? Asta o boală? Este o boală. O boală psihică? Da, este o boală care modifică la nivel profund timia, starea, dispoziția, care schimbă comportamentul pacientului, care schimbă viziunea lui despre viață. La nivel mondial, cercetătorii spun că un procent de între 5 și 10% din populația globală suferă de depresie. Atât de mulți? Da. 5 până la 10% dintre oamenii, dintre trăitorii pe această planetă suferă de depresie? Da. Cam aici este marja, între 5% 10%. Foarte multă lume. Dar sunt sigură că și dumneavoastră și fiecare telespectator a întâlnit în viața lui sau întâlnește o persoană care este depresivă. În primul rând, este foarte important să fie un diagnostic pus corect. Pentru că sunt afecțiuni sau sunt stări, perioade din viața unui individ care sunt foarte asemănătoare cu depresia. Și foarte multă lume uzitează acest termen, acest diagnostic, pentru o stare trecătoare. Vă rog să le numiți pe aceste situații care nu sunt depresie. O anxietate generalizată, de exemplu, nu este depresie, dar stările subiective trăite de subiect sunt apropiate, sunt asemănătoare. Melancolia? Melancolia este face parte din depresiile endogene, cele care sunt transmise transgenerațional, genetic. Da, face parte din tulburarea bipolară și tulburarea bipolară, spun specialiștii că este depresia moștenită. Moștenită nu înseamnă că dacă cineva din familie este depresiv, suferă de depresie sau de tulburare bipolară, înseamnă că și copiii neapărat vor suferi. Ei au o predispoziție. Este un teren peste care educația, trăirile, evenimentele din copilărie, relațiile pe care le are copilul și evenimentele viitorului adult pot să accentueze, pot să producă, să declanșeze mult mai ușor comparativ cu o persoană care nu are un istoric în familie de această boală, de această suferință. Dorul? Dorul este un sentiment, o emoție pe care o trăiește fiecare mai mult sau mai puțin. Dar dorul după o persoană de care ne-am despărțit definitiv sau o persoană care nu mai este în viață poate să facă parte din simptomele, din simptomatologia depresiei. Este un sentiment pe care se poate să-l trăiască depresivul. Dar am plecat de la depresie ca necesitate de a fi diagnosticată de un specialist. De foarte multe ori persoanele care trăiesc depresia o duc pe picioare, pentru că depresia nu se instalează de pe o zi pe alta. Nu este o boală care astăzi te-ai culcat sănătos și mâine te trezești bolnav. Și există o perioadă de incubare, o perioadă de evoluție ascendentă pe care persoana o percepe și cei din jur o pot sesiza prin diferența de comportament acele persoane și diferența de stare emoțională, de dispoziție.
Înainte de a continua cu explicația dumneavoastră, și suntem în mijlocul unor chestiuni foarte importante care să ne ajute să înțelegem cum se naște, cum apare această depresie, cine o favorizează, cum evoluează, vă rog să ne dați voie și rog pe colegii mei să ne ajute din regie. Avem un filmuleț de vreo 4 minute, puteți să-l considerați de ordin artistic sau nu, dar care cred că ilustrează foarte bine trăirile, manifestările unui om care suferă de depresie. Putem să vedem pe tot ecranul acest filmuleț și să și continuăm, vă rog frumos, doamna psiholog, explicațiile noastre. Deci, diferența ar fi, depresia nu este oboseală cronică. Uh-huh. În oboseala cronică, de exemplu, burnout, cum este numită modern, da. O epuizare pe care persoana o simte și suferă, și exprimarea este prin simptome similare depresie. Adică persoana nu mai poate să doarmă, nu dă randament, este tot timpul obosită, nu mai poate să se concentreze, nu mai dorește să aibă timp petrecut cu prietenii, orice zgomot, orice stimul exterior este perceput ca exagerat. Dar este altceva. Am spus anxietatea, care poate să fie plus bolile psihice grave, de exemplu schizofrenia, care, la care putem întâlni și forme de depresie. În timpul tratamentului, ca efect secundar, sau în momentul de reintegrare, pentru că atunci conștientizează dramatismul bolii și durerea pentru ceea ce a pierdut, pentru ceea ce a simțit, pentru felul cum este perceput de ceilalți. Depresia este într-adevăr o boală, dar nu este o rușine. Foarte mulți depresivi au impresia că sunt blamați și sunt etichetați într-un fel de societate. Și se ascund? Și încearcă să-și ascundă depresia? Ascunderea depresiei, să disimuleze? Ascunderea depresiei are cauze multiple. O cauză ar fi că nu vrea să fie etichetat, că nu vrea să fie susținut de ceilalți, să nu îi se spună că el nu poate să facă anumite lucruri, să fie evitat din grupul de prieteni vrea să-și păstreze această imagine socială, așa cum era mai demult, cu toate că o face cu eforturi exagerate, cu eforturi foarte mari psihice. De asemenea, sunt persoane care nu acceptă că pot să treacă printr așa o suferință și au impresia că dacă își mărturisesc suferința, sunt oameni slabi. Și ca să dovedească celorlalți că sunt puternici, cu eforturi extraordinare își mențin această poziție egală cu cea de dinainte. De asemenea, depresia trebuie să se instaleze pe o anumită perioadă. Nu putem spune că suntem depresivi, așa cum am auzit, a venit cineva la cabinet și mi-a spus, am avut zilele trecute niște depresii. Nu sunt niște depresii. Da, sunt niște depresii pentru că sunt mai multe feluri de depresie, mai multe categorii. Dar depresia trebuie să se instaleze pe o perioadă de cel puțin 2 săptămâni. Să fie în fiecare zi și constantă. Și persoana trebuie să bifeze, să spunem, cel puțin 5 din anumite simptome pe care medicul le enumără, îl întreabă și în anamneză află dacă persoana într-adevăr suferă de depresie sau este altă problemă. În primul rând, la cabinet ajung mai frecvent persoane care acuză insomniile decât la cabinetul depresia. Psihiatrului. Sau la cabinetul psihologului? Nu, psihiatrului. Uh-huh. Și la cabinetul psihologului. Dar la cabinetul psihologului vin și atunci când simt durerea pe care nu mai pot gestiona. O să vă rog să vorbim și despre această durere. Dar pomeneați de niște simptome. Permiteți-mi să enumăr câteva din cele pe care le-am găsit încercând să mă documentez pentru această discuție și v-aș ruga să comentați puțin pe această listă, pe această enumerare, să mă și corectați dacă greșesc sau dacă simptomele respective nu sunt cele exacte. Oboseală, somn prea mult sau prea puțin, dureri fizice de spate sau de stomac, iritabilitate,
dificultăți de concentrare, furie în unele cazuri, stres, anxietate, abuz de substanțe, aici incluzând alcool, tutun și poate altfel de substanțe, disfuncții sexuale, indecizie, gânduri suicidale, probleme de memorie, poftă de mâncare exagerată sau diminuată, vă rog. Tot ce ați enumerat, într-adevăr, toate face... astea. Da, nu este necesar ca să toate, toate să fie regăsite la o singură persoană. Dar oricum fiecare, chiar și unul dintre ele, oricum pare că e vorba de niște lucruri copleșitoare. Da, într-adevăr. Dar ceea ce este într-adevăr copleșitor și foarte greu de suportat este durerea morală. Ce doare pe depresie? Sufletul. Exact așa cum în popor se spune, mă doare sufletul. Este o durere ca și o durere fizică de nesuportat, care ajunge să fie de nesuportat. Este o dispoziție atât de greu de dus că persoana nu mai poate. Nu mai poate să-și găsească resurse, ancore, ca să poată trece mai departe. Asta în primul rând. Toate celelalte se regăsesc, dar dispoziția despre care vă vorbesc este specifică depresiei. Celelalte pot să fie regăsite și la alte afecțiuni. Da, într-adevăr, insomnia este foarte frecvent invocată de pacienții care vin la cabinet. Insomnia care înseamnă o insomnie de trezire, adică persoana se trezește cu o oră, două înainte orei obișnuite, sau se trezește în timpul nopții și nu mai poate să adoarmă, somnul nu este de calitate. Se trezește pur și simplu, brusc. Și sunt pacienți care vin și spun, mă trezesc la 3 noaptea, parcă am un ceas. Mă trezesc și 2-3 ore nu mai pot să adorm. Mă forțez, fac orice, stau liniștit, am încercat orice metodă, dar nu funcționează. Insomniile... sunt cele mai deranjante pentru că persoana devine din ce în ce mai obosită și nu mai face față solicitărilor profesionale, solicitărilor gospodărești, a copiilor. Nu mai are putere. Dar pe lângă ceea ce ați enumerat, sunt și alte stări și alte nuanțe pe care depresivul le simte. În primul rând, pe scurt, dacă am defini ce înseamnă depresia, ar fi un om fără speranță. Un om care nu mai vede nicio posibilitate ca să își găsească o motivație să se trezească mâine dimineață. Doamna psiholog, este foarte grav și e copleșitor ce ne spuneți dumneavoastră. Un om care și-a pierdut speranța atât de profund încât nu mai vede cum să iasă din situația respectivă. Acum, vă rog explicați-ne și asta. Și-a pierdut acest om speranța că, nu știu, își va mai găsi un loc de muncă, că își va mai găsi un partener sau o parteneră, că va reuși în viață. Speranță legată de ce? De orice. De orice. Sunt persoane care au un partener, au un job și totuși trăiesc depresia. Trebuie să diferențiem depresiile endogene și exogene. Sunt depresii care, așa cum am menționat mai devreme, sunt moștenite sau există un fond care poate să instaleze mult mai ușor o depresie. Favorizează. Sau depresiile care sunt legate de o situație, de o situație de viață. Primele, în general, sunt tratate medicamentos, și celelalte. Dar vorbim de depresiile și de ce am vorbit mai devreme de tulburare maniaco-depresivă, care, să spunem, nu are o cauză situațională. Persoana, într-adevăr, poate să debuteze un gen de tristețe care se accentuează, devine posomorât, fără chef de viață, fără să-i mai placă să facă nimic, fără să-i placă să facă lucrurile sau să-și exercite profesia în egală măsură cum o făcea înainte. Dar cele mai frecvente și cele mai, să spunem, interesante și
care nu au o specificitate foarte clară, o descriere foarte clară, pentru că este foarte individualizată, este depresia exogenă, care este cauzată de factori psihologici, psihogeni, de viață, de experiențe de viață. Vorbeam mai devreme, de exemplu, de alte momente care sunt confuzionale, care seamănă cu o depresie, dar totuși nu este. Doliu, de exemplu. Doliu atunci când moare cineva sau doliu de despărțire. Este tot o perioadă foarte dificilă, când persoana este fără speranță, nu-și găsește motivație, nu-și găsește plăcere să facă nimic, dar face parte din normalitate. Dar dacă depășește 6 luni, maxim un an, după ce persoana a dispărut, cel care acuză simptome de acest gen nu le poate depăși singur, înseamnă că este posibil ca depresia să se fi instalat. Adică persoana nu poate să-și integreze acea pierdere în viața lui. Și în acel moment ar trebui să apeleze la un specialist și să fie ajutat. Ce ne-am precizat este că depresia nu se referă doar la o categorie de vârstă. Depresia poate să fie de la un copil de câteva luni până la o persoană de cea mai vârstnică. Pot să înțeleg depresie la vârstnici, la oamenii în deplină maturitate. Pot să înțeleg și depresia la adolescenți. Dar depresia la copii atât de mici, doamna psiholog? Da. Cum e posibil? Cam din 1940, specialiștii au spus foarte clar și au dovedit că un copil poate să trăiască o perioadă de depresie în momentul în care persoana de atașament, mama, dispare din viața copilului brusc. Dacă la 5-6 luni, deci până la 5-6 luni copilul a avut o relație cu mama lui, o relație funcțională, era prezentă. Și într-un moment ea dispare brusc. Acel copil poate să treacă printr-o perioadă de depresie și este depistabilă prin manifestările pe care le are copilul. Fața lui devine inexpresivă. Nu mai vrea să mănânce, sau nu mai poate să mănânce, nu mai doarme, nu-și mai exprimă nevoile, nici nu plânge, nici nu râde, are o mină inertă. Perioada se poate remedia în momentul în care mama sau persoana de atașament apare în viața copilului. Dacă se prelungește, repercursiunile pot să fie foarte grave și de lungă durată. Asta la copii de la 6 luni până la 8-9 ani, 9 luni. De asemenea, și în perioada copilăriei de școală primară poate să apară între 6 și 12 ani. Într-adevăr, sunt mai rare și sunt foarte greu de depistat. Pentru că la copii nu se manifestă neapărat printr-o tristețe și printr-o retragere socială și printr-un refuz de activitate, ci poate să se manifeste printr-o agitație, irascibilitate, care fac copilul să nu mai fie agreat de părinți și părinții au impresia că este obraznic, că se revoltă de ceva, fără să înțeleagă că, de fapt, poate el trece printr-o perioadă de depresie autentică. Depresia apare mult mai frecvent în perioada adolescenței. Perioada 14-25 de ani, foarte des întâlnim depresia, și este de asemenea greu de diagnosticat, pentru că adolescentul este știut că trece el prin perioade de schimbare. Și aceste perioade de schimbare interioară, schimbare de relație cu lumea și înțelegerea lumii. Adolescența oricum e o schimbare extrem exact. De dificil de gestionat pentru adolescent. Și atunci adolescentul, dacă trăiește paralel, concomitent și o dramă, că simte că nu este primit în grupul de prieteni sau părinții divorțează sau își dorește să aibă o anumită popularitate pe care nu o are, dorește să aibă anumite rezultate școlare pe care nu reușește să le atingă. O anumită situație materială pe care nu și-o permite. Da, e adevărat. În ultimul timp și situația materială este un factor care poate să declanșeze depresia la tineri, pentru că este foarte
foarte importantă, a devenit foarte importantă și se pune accent foarte mult pe ea. Și pentru că adolescentul oricum trece prin aceste schimbări și părintele nu poate să facă diferența dacă copilul este mai retras sau este supărat tot timpul sau are un comportament diferit pentru că simte nevoia să se revolte, își trăiește schimbarea în acest mod sau chiar trăiește o depresie. Sunt anumite lucruri specifice pe care un părinte atent le poate depista și cel mai simplu este dacă observă pe o perioadă îndelungată o schimbare care îl îngrijorează să meargă la un medic că este mult mai bine să previi sau să îi se spună că nu este cazul de depresie și de tratament sau de psihoterapie, că în general în perioada adolescenței mult mai indicată este psihoterapia decât medicamentația. Cu toate că nu o exclude. Sigur. Doamna psiholog, sunt foarte multe lucruri despre care vreau să vă întreb în legătură cu subiectul emisiunii noastre. Dar aș vrea să vă arăt și dumneavoastră și celor care ne urmăresc în acest moment. 4 fotografii. Îi rog pe colegii mei să pregătească acel montaj foto. Cum arată camera depresivului? Am găsit niște fotografii într-un articol foarte interesant. Cum arată camera unui om care suferă de depresie la un moment dat, și o să vă rog să priviți această fotografie, și cum ar trebui să arate camera în condiții obișnuite sau după ce persoana reușește să se vindece sau să scape de această depresie. Sunt 2 exemple de acest gen. Vă rog să vă uitați la această fotografie. Este camera unui om care suferă de depresie. Este îngrozitor ce se vede acolo, toată dezordinea aceea, cu tot felul de peturi, lucruri puse de-a valma unul peste celălalt. Totul este aruncat, o dezordine absolut îngrozitoare. Știți cum se spune, lăsați-mă în pace că este ordinea mea, mă descurc eu în dezordinea asta. Dar ce vă spun astfel de fotografii? Da, persoana devine atât de dezinteresată de tot ceea ce se întâmplă în jurul lui, în jurul ei, a persoanei, încât nu-i mai pasă și nu mai are energie, nu mai are putere să facă ordine. Odată nu-l mai interesează, pentru el nu este semnificativ mediul în care este, cum arată, dar nu numai camera și vestimentația. Observăm că un depresiv, când apare la cabinet, postura lui și vestimentația lui ne duc cu gândul că persoana ar putea să fie depresivă, pentru că este neglijent îmbrăcat, neras, nepieptănat, nespălat. Să știți că eu nu sunt depresiv. Nu. Glumesc, doamna psiholog. Și fața lui, postura lui, postura corporală tipică este cu umerii în față și umerii căzuți. Mm-hmm. În față și căzuți, cu mâinile parcă prea grele, balansându-se pe lângă corp. Atât de împovărat este. Da, pentru că este ca o povară pe care omul o simte nu în spatele lui, ci în sufletul lui, încât îl cocoșează, îl aduce de spate. E o greutate și o durere, exact ca și o durere fizică foarte puternică, pe care nu-l lasă pe om să fie vioi, să fie vesel, să fie plin de entuziasm și să aibă postura de învingător. Și este o postură a celui învins, o postură care ne spune multe. Și într-adevăr, imaginile pe care le-ați arătat o camera... Vă rog să le mai dați încă o dată pe tot ecranul, ca să le vedem mai bine. Vă rog, doamna. Da, poate să fie camera unui depresiv, de asemenea poate să fie camera unei persoane care trece printr-o perioadă foarte dificilă și o criză existențială tot poate să ducă la o astfel de cameră. Este important și relația terapeutică este foarte importantă, pentru că un pacient care se prezintă la medicul psihiatru sau la terapeut, relația este nouă. Nu știi cum a fost persoana respectivă acum 2 săptămâni, acum o lună, acum un an. Sunt persoane în general dezordonate. Dacă o persoană dezordonată are camera în acest fel, parcă nu ți se pare foarte suspect. Da, este puțin exagerat, dar știi că este o persoană dezordonată. Dar dacă știi despre acea persoană că era o persoană foarte ordonată și dintr-o dată apare această imagine, impactul este clar, îți spune ceva evident că se întâmplă cu acea persoană
o dramă. O dramă, da. Aș vrea să vă spun și dumneavoastră și celor care ne urmăresc că aceste patru fotografii sunt legate de viața a două persoane care au suferit de depresie și sunt momentele surprinse în timpul depresiei, cele cu toată dezordinea aia nebună de acolo. Fotografia cu camera ordonată este, știți cum sunt montajele acelea? Înainte before și după. Și after, înainte și după. Acelea cu ordinea sunt după. Adică oamenii au reușit să treacă peste, s-au vindecat, au fost ajutați asta aș vrea să vorbesc și să depresie. Precizez. Depresia se poate vindeca. Se poate vindeca. Depresia exogenă se poate vindeca. Poți să treci peste acea perioadă neagră, o perioadă dureroasă. Este un mit că nu se poate și iarăși este un mit că medicamentele care sunt prescrise pentru depresie dau dependență, nu sunt bune, dau efecte secundare groaznice. Mm. Este foarte important ca o persoană care este depresivă să creadă că se poate face bine, că într-adevăr, în momentele dificile, are impresia că niciodată nu-și va reveni, că este incurabilă boala lui, că niciodată nu o să aibă iarăși plăcerea pe care a avut-o să trăiască. El trebuie încurajat. Încurajat de familie, de prieteni și de terapeut, că se va face bine și este ceva sigur. Ceea ce este foarte frecvent întâlnit, în momentul în care un depresiv începe tratamentul. Tratamentul nu este ca o aspirină sau ca un medicament pentru răceală, îl iei și peste 2 ore, 3 ore te simți mai bine. Uh-huh. Ai nevoie de o perioadă de cel puțin 2 săptămâni în care medicamentul să înceapă să arate efectele pozitive. Dar de obicei, la început, apar efectele secundare ale medicamentelor. Persoanele se sperie și renunță la tratament. Uh-huh. Foarte, ce greșeală. Este o greșeală și frecvent întâlnesc oameni care vin și spun și zic, eu nu mai iau medicament, că mă simt ceva mai bine, mai vin la dumneavoastră și este suficient. Eu încurajez pe toți cei care au acest diagnostic să își ia medicamentele în primul rând. Să se țină de tratament. Da. Este foarte important și terapia este foarte importantă, dar împreună vor avea un rezultat sigur și de lungă durată. Doar medicamentele nu sunt suficiente, pentru că medicamentele vor înlătura simptomele, dar problema va rămâne undeva în adâncul sufletului, poate să recidiveze, poate să fie activată de un alt eveniment de viață. Terapia îl ajută să treacă și peste aceste momente de posibilă revenire, de recidivare a bolii, dar îl ajută să-și descopere și să înțeleagă ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, cum poate să-și schimbe viața, să-și schimbe convingerile de viață, ca el să se poată face bine, adică afecțiunea să dispară. Motivul pentru care a apărut episodul depresiv. Da, permiteți-mi să vă mai arăt ceva, doamna psiholog și doamnelor și domnilor. I-am rugat pe colegii mei să mai facă un montaj din niște fotografii. Am încercat să înțeleg cum își vede depresivul problema, afecțiunea, depresia cu care se luptă, cum îl văd cei din jur, prin niște fotografii pe care și le-au făcut ei înșiși sau le-au făcut cei din jur sau poate că psihologii, oamenii care studiază și încearcă să vindece această problemă. Acestea sunt fotografiile și o să vă rog să le priviți și să le comentăm puțin și pe acestea. Sunt fotografii în care apare mult întuneric. Cei mai mulți dintre cei din fotografiile respective își pun mâinile la cap, își țin capul în mâini, se ascund efectiv. Au și gestul acesta al bratelor încrucișate ca și cum s-ar ca se apăra de ceva sau de cineva. Pare că sunt în mijlocul unui întuneric din care nu reușesc să iasă, nu reușesc să se smulgă. Așa este. Poezia bacoviană exprimă foarte bine ceea ce simte un depresiv. Plumbul, culoarea plumbului negru și greutatea ca de plumb. Cam asta ar fi ceea ce arătați dumneavoastră în imagini. Da, este. Sunt exagerate nu, aceste nu sunt fotografii? Exagerat. Nu, nu sunt deloc că poate exagerate. M-am gândit și așa, poate că sunt făcute de niște fotografii, nu. Niște fotografii artistice. Nu.
Nu, poate să fie așa și poate să fie chiar mai rău. Am văzut și mai rău, n-am vrut să le alegem pe acelea. Da, este un om bolnav, un om care suferă extraordinar de mult și de profund și se simte foarte neînțeles de multe ori. Pentru că n-are cum și n-are termen de comparație ca să-și exprime, să vorbească despre suferința lui și are impresia că cei apropiați nu-l înțeleg suficient și nu empatizează cu el. Și uneori au și dreptate. Pentru că am întâlnit, de exemplu, un caz de depresiv care nu suferă de insomnie, ci doarme foarte mult. Este refugiu pe care îl găsește în somn, refugiu de realitate și de tot ceea ce cu ce trebuie să se confrunte în viața lui de zi cu zi. Și cei apropiați îl blamează continuu, că este leneș, că nu vrea, că nu are voință. Este o greșeală enormă să spui unui depresiv că nu are voință. Păi are? El își dore... Nu poate. Nu poate. Este cu totul altceva. Să poți și să nu vrei și să nu poți. El nu poate. Nu are putere să depășească. Foarte mulți depresivi își doresc din toată inima să treacă mai departe, uh-huh. să facă ceva. Și nu pot. Dacă el se acuză, se simte vinovat, că nu face față, poate, profesional, sau nu poate să facă față solicitărilor din familie. Și mai vine și familia și spune, îl arată cu degetul și spune, tu nu vrei, tu nu că nu poți, n-ai voință, nu ești un leneș, nu faci, nu vezi. Și îl acuză, pentru el este durerea dublată. Îi face rău un astfel de comportament. Comportamentul trebuie să fie unul suportiv și să înțeleagă și aparținătorii și familia și cei apropiați că depresia este o boală, nu este un moft. Una este să n-ai chef într-o zi sau să refuzi să mergi la un anumit serviciu că te supraapreciezi și altceva este să nu poți pentru că nu poți. Am mai citit undeva, doamna psiholog, zilele acestea, documentându-mă pentru discuția noastră, o frază care m-a turburat îngrozitor a unui depresiv în apropierea suicidului, care spune așa: nu vreau să-mi termin viața, vreau să termin această durere și asta e singura cale. Da. Suicidul. Suicidul, da, pentru că depresivul poate într-un anumit moment să se simtă atât de singur și de neînțeles și de neputincios în fața bolii, încât găsește că moartea este singura soluție. Pentru că el se simte vinovat că nu poate să depășească perioada dificilă prin care trece și are impresia că este o povară pentru cei apropiați, că îi face, le aduce nefericire. Și atunci găsește că singura ieșire este suicidul, atunci ceilalți vor fi fericiți. Am întâlnit și asta este mărturisirea chiar exact a unui depresiv. Mai bine mor, că o să fie ceilalți liniștiți, nu sunt o povară pentru ei. Și era o persoană relativ tânără, nu era o persoană de vârsta a treia. Există un moment pe care puteți, dumneavoastră specialistul, să puneți degetul și să spuneți așa: aici, în punctul ăsta, se produce declicul și de la depresie omul respectiv ia decizia să-și ia viața? Nu se poate preciza exact, da, acest om va merge acasă și se va sinucide. Ceva care să-l împingă într-un anumit moment, da, sau ceva. Da, discuția cu pacientul poate să te ducă la concluzia că este un pericol suicidar. Da, dar nimeni nu poate să știe exact, pentru că depresivul poate să anticipeze și să pregătească suicidul sau poate să fie o acțiune spontană. Dar în momentul de criză, de depresie majoră, în momentul în care este foarte afectat de boala lui, în general nu apelează la gesturi extreme pentru că nu are energia necesară. Deci nici măcar să se sinucidă... Nu are energie nici măcar pentru asta. Exact. Da.
Dar sunt situații și iarăși este mitul că nu este bine să vorbești cu un depresiv despre sinucidere, că poți să-i dai sugestia să o facă. Nu este adevărat. Vorbești despre lucrul ăsta, pentru că el îți va mărturisi, da, eu m-am gândit la asta, sunt momente în care îmi trece prin cap. Are curajul să vorbească despre asta? Da, e o chestiune extrem de intimă. Și e ca și cum dezvărui un mare secret celor din jur. Depinde de relația. Eu vorbesc de terapie și în relația terapeutică. Sigur că depresivul nu va merge acasă și va spune vreau să vă anunț ceva, eu vreau să mă sinucid. Dar dacă are o relație terapeutică bună, da, el îi va spune, va mărturisi, mi-a trecut prin cap și poate chiar neîntrebat, dar știe că este un pericol și știe că chiar dacă găsește ca soluție, în adâncul sufletului nu-și dorește această soluție extremă și cere ajutor. Și o face într-un asta e foarte important, doamna psiholog. În acest moment se uită la noi, la discuția noastră, o persoană care suferă de depresie profundă, dar mai știe măcar atât, atâta lucru, că are o problemă serioasă și își dorește să scape de ea, își dorește să o vindece, își dorește să facă saltul spre o viață normală. Are nevoie de ajutor, vrea să ceară ajutor. Da. Dar nu știe unde. Unde să ceară ajutor acest om? Parcursul este medicul de familie. Medicul de familie va recomanda să meargă la psihiatru. La psihiatru va face o vizită și va avea o discuție. Psihiatru hotărăște dacă este vorba despre o depresie care poate să fie tratată în ambulatoriu sau este nevoie de internare. Pentru că foarte multe persoane... Se face și așa ceva? Sigur. Sigur, este nevoie de internare pentru că tocmai persoanele care au un risc suicidar foarte mare, este foarte bine să fie, sau care au încercat și le-a eșuat tentativa de suicid, este foarte bine să fie supravegheate pentru că tratamentul în cazul problemelor psihice, a bolilor psihice, este un tratament individualizat. Dozarea și observarea permanentă este foarte importantă. Pentru că nu este ca o altă boală de stomac, unde medicul prescrie un anumit tratament pe care îl faci de 3 ori pe zi, e o pastilă și trebuie să-ți fie bine. Observația după este câteva... foarte fină, pentru că este și simptomele fină. Sunt foarte exact. Fine și nu delicate. Nu se poate vorbi de depresivi. Este un depresiv, fiecare este un caz individual, pentru că are istoria lui de viață, istoricul bolii lui, factorii declanșatori care au generat depresia. Doamna psiholog, sigur, psihiatrul, psihologul, da. Medicația, terapia, dar nu aș vrea să excludem, și dacă greșesc, vă rog să mă corectați, nu aș vrea să excludem din toată această schemă... Religia. Și religia, dar familia, da. Prietenii. Acum știți că poate ați auzit și dumneavoastră și cu siguranță că și noi am auzit în jurul nostru un om care are o problemă de genul acesta, o persoană care trece printr-o depresie serioasă, profundă. Îi mai spunem uneori, ieși și tu în oraș, mai vezi-te cu prietenii sau du-te și uite la o bere sau ieși și tu la un film, lucruri de genul ăsta. Da, e foarte ușor e să spui. E corect? Nu. Adică este corectă intenția. Faptul că vrei să ajuți o persoană într-o astfel de situație este foarte bine, pentru că are nevoie de susținere, are nevoie de suport, are nevoie de iubire, de atenție. Este foarte importantă pentru un depresiv să nu se simtă singur. Să știe că se poate baza pe familie sau pe prieteni. Însă, modul de abordare, felul cum îi spui să facă lucruri este important. Dacă îi vei spune doar, mai ieși tu la o bere, el asta nu poate să facă, să inițieze o ieșire cu prietenii, să abordeze un prieten sau pur și simplu să se ridice din pat sau de pe fotoliu și să iasă din casă. Dar dacă tu, într-un mod foarte discret, foarte subtil, îi aranjezi, îl inviți la o ieșire în oraș, este cu totul altceva. Este foarte important să... depresivul să nu fie lăsat doar să-și rumineze gândurile negative și să-și analizeze sentimentele și durerea lui morală. E foarte important să fie angrenat în activități, activități casnice și mai ales activități în afara casei. De multe ori, depresivul refuză. Să nu luăm refuzul ca o ofensă și să renunțăm.
ci să găsim o modalitate cu diplomație, astfel încât să-l atragă și să facem să înțeleagă prin discuțiile pe care le avem cu el că este foarte bine să facă, să facă un efort. Este un efort pentru el, nu negăm lucrul ăsta, dar să facă un efort să iasă din, din mediul și din, din starea lui. Pentru că exersând, ieșind, plimbându-se foarte mult, plimbarea este foarte indicată de asemenea. El îi dă o stare de bine și încet, încet, el poate să-și recapete gustul pentru o anumită activitate, activitățile sportul. Pe care... Este foarte indicat sportul. Este foarte indicat, dar de foarte multe ori, în prima fază, ei refuză, pentru că nu mai au dispoziția necesară. Lasă-mă, pentru... domnule, în pace, da, că eu nu sunt mi-arde acum, mie nu mi-arde de așa de ceva. Nimic. Suntem supărați noi așa, că avem câte o zi proastă și nu ne arde absolut de nimic, am vrea să stăm într-un colț să nu ne deranjeze nimeni. Dar o persoană depresivă care duce suferința asta pe o perioadă foarte îndelungată, că o zi, două, trei, noi avem resurse și folosim resursele pe care le-am acumulat. Resursele psihice și le consumăm, dar de la două săptămâni, o lună, pentru că sunt depresivi, care nu sunt diagnosticați, care își duc pe picioare boala și poate să s-o ducă chiar luni de zile, ani de zile. Mai devreme enumeram pe traseu pe care depresiv ar trebui să-l aibă cabinetul medicului de familie, psihiatrului, eventual spitalului, dar să nu uităm ce ar trebui să însoțească psihoterapia, care s-a dovedit a fi foarte eficientă. De foarte multe ori, nu neapărat tehnica, dar relația cu terapeutul poate să fie atât de importantă încât să îi dea speranță și să-i dea putere să fie pentru el un suport suficient de puternic încât să înceapă să... să implementeze o anumită schimbare în viața lui. Relația terapeutică este foarte importantă și de multe ori depresivul caută o persoană pe care, care să știe că îl înțelege, care empatizează cu el și cu care poate să vorbească despre suferința lui. Pentru că prietenii la un moment dat se plictisesc. Mi-ai spus odată, da, am înțeles, ești depresiv, sau poate nu numește depresie, ești trist, ești supărat, ești nemulțumit. Odată, de două ori, de trei ori, s-au plictisit, vor altceva. Pentru că ei caută acel prieten, poate cu care aveau... un dialog interesant sau activități altele decât să asculte cum se plânge și cum își plânge de milă. Că așa de multe ori spune, lasă, nu-ți mai plânge de milă. Sau n-ai niciun motiv să fii depresiv, iarăși o expresie. Aproape o palmă. Este o palmă. Și normal că persoana care suferă și vine, dacă este întâmpinată cu astfel de... cu o replică de genul de acesta, replică cu un și mesaj. De un feedback, da, se va închide mult mai mult. Și de asta terapeutul este pentru el foarte important, pentru că acolo se simte înțeles. Este un suport real. Știe că este o persoană obiectivă, o persoană care poate să explice, care poate să-l îndrume. De multe ori pacienții vin și de la psihiatru și da, medicul psihiatru mi-a dat tratamentul și mă întreabă pe mine să-l urmez sau nu. Bineînțeles, eu susțin întotdeauna, cu toate sigur. Că sunt foarte mulți terapeuți care pledează pentru psihoterapie, doar psihoterapie, da, este benefică, dar sunt cazuri în care nu face față. Doamna psiholog, mai avem doar două minute și vreau să încheiem această, vă rog, să încheiem această discuție, nu pentru noi, cât mai ales pentru cei care s-ar putea să se fi regăsit în discuția noastră, să încheiem cu... o rază de lumină și cu un zâmbet. Aveți multă experiență. Ați întâlnit multe persoane cu depresie. Vă rog să ne spuneți ce vă spun acei oameni care au depășit depresia, s-au vindecat și vin la dumneavoastră și se uită cumva în urmă la ce au fost și la toată lupta lor. Ce spun ei atunci? Simt o emoție foarte puternică, pozitivă și recunoștință, pentru că ei au fost alături într-o perioadă foarte dificilă. Și sunt persoane care mă mai vizitează și mă sună din când în când, pentru că eu păstrez legătura cu toți pacienții care
au fost mai puțin sau mai mult pe la cabinet, dar mie îmi place foarte mult să păstrez legătura și să-mi spună despre felul cum se simt. Sunt pacienți care, în momentul în care au un mic impediment în viața lor, imediat se adresează, vin și se programează și discută despre ce se întâmplă. Este o recunoștință pe care eu... pe care o primești cu atâta bucurie ca terapeut, când știi cum a venit acel om la început, cum era distrus, cum era fără nicio o speranță și venea așa ca la ultima persoană care ar putea să-l ajute. Și după o perioadă destul de lungă, pentru că terapia în depresie nu este de pe o zi pe alta sau de foarte scurtă durată, să vină și să-ți mărturisească că este bine și să se bucure, e o bucurie extraordinară. Dar este mai puțin importantă bucuria pe care o simte terapeutul și este foarte important că acel om poate să se reintegreze și să-și trăiască viața. De unde era poate cu câteva luni în urmă supărat și stătea acasă fără să mai își dorească să iasă din casă, să fie vizitat, să vorbească cu cineva și să ajungă să facă excursii, să se bucure de viață, să aibă inițiativă, să facă lucruri noi chiar în viața lui, este extraordinar. Pentru că își găsește poate sensul vieții pe care l-a pierdut în acea perioadă. Da, sau unul mai bun decât a avut vreodată înainte de instalarea depresiei. Iarăși ce vreau să precizez, este foarte importantă religia și foarte importantă, importantă relația cu duhovnicul, cu rabinul, cu imamul, nu contează. Dar nu este suficientă în depresie. Adică este un suport și este un loc, un mod de a te sprijini pe ceva ca să poți să-ți iei avânt și să mergi mai departe. Te poate ajuta, dar nu este suficient. Mult mai important este să mergi la un medic, la un specialist care, în primul rând, să spună diagnosticul, dacă este sau nu este vorba despre depresie. Iar dacă este vorba de depresie, tratamentul și terapia sunt importante. Nu neg că relația pe care o ai cu divinitatea face minuni. Și ea, dar nu poate singură întotdeauna. Deci depresia se poate vindeca, se poate regăsi cărarea, drumul către lumină și că nu sunt lucrurile pierdute. Am înțeles foarte multe lucruri astăzi și sper că le-au fost de folos și celor care ne-au urmărit. Doamna psiholog Karen Rosner, mulțumesc foarte mult. Eu mulțumesc și ca de obicei foarte scurt timpul. Foarte multe lucruri puteam să mai discutăm și foarte lucruri importante pe care telespectatorii poate le-ar fi așteptat și ar fi fost importante pentru ei. Da, sper să reluăm discuția noastră și pe acest subiect și pe altele. Vă așteptăm ca de fiecare dată și pe dumneavoastră, desigur, la o nouă emisiune. Pe curând!